Am revenit din pauza de publicitate. În continuare alături de noi, redactorul Radio Iași Liviu Suceveanu. Pentru cei care ați deschis mai târziu televizoarele în cazul în care se întâmplă lucrul acesta, am discutat în prima parte a ediției de astăzi despre toate frământările care au existat în dealul copoului, despre tot ceea ce a fost mai puțin reușit. Haideți să discutăm două minute și despre, și am urmărit și intervenția președintelui Adrian Ambrosie, care încearcă să privească totuși cu optimism în toată situația asta, chiar dacă a fost o săptămână cum a fost. Până la urmă nu s-a ratat nimic, până la urmă, bine, s-au ratat niște obiective în decursul acestui sezon, dar nu ratat s-au ratat dintr-o rea voință sau dintr-o lipsă de sportivitate. Și nu în ultima perioadă. Și nu în ultima perioadă, da. Haideți să vedem până la urmă și ce a fost bun din sezonul acesta. Da, eu aș face analiza privind și sezonul anterior. Exact. Pentru că dacă stăm bine și ne gândim, lucrurile trebuie analizate pornind de la situația în care a preluat Adriana Ambrozie clubul, de la cele declarații ale lui Florin Prunea, pe seama cărora eu m-am distrat copios la începutul verii lui 2017 și ți-aduce aminte foarte bine. Era și profesorul Antohi cu o punguță acolo. Și mi-aduc aminte că pe teren erau trei jucători. Cristia, Frăzinescu și Mihalache. De deci a, și-a început mandatul Flavius Stoican la Politehnica Iași. În primul său an petrecut la formația din Copu a avut parte de liniște și a adus niște jucători în care multă lume nu a crezut aproape deloc, i-a pus pe picioare, i-a adus cum a putut, majoritatea liber de contract, fără niciun fel de pretenții, majoritatea au crescut mult în valoare, implicit au crescut și salariile, că era normal să se întâmple asta după ce ai, te-ai depășit, și ai atins cea mai importantă performanță din istoria clubului din Copou, locul al șaselea. A venit acest sezon când lucrurile au fost bulversate de prezența celor doi domni care au promis susținere, au promis sprijin, dar care au căutat tot timpul să agite treburile și să creeze tensiuni în vestiarul formației șene, obiectivul lor fiind clar acela de a goli conturile politenice, ceea ce au și reușit într-o oarecare măsură și nu întâmplător, Adrian Ambrozie a admis aseară, după cum probabil că știi, în rubrica Sport Blitz de la Radio Iași pe Sensunic, faptul că echipa din Copou și-a atins obiectivul de a continua în Liga I, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere al obținerii licenței de club profesionist, fără de care nu se poate evolua în prima divizie a țării. Și asta s-a întâmplat cu mare eforturi, pentru că găurile financiare la Politehnica Iași erau destul de consistente după plecarea celor doi domni, dar problemele au rămas în continuare, din acest punct de vedere financiar, extrem de complicate. Și echipa Ișan așteaptă ca pe Mesia acea primă tranșă din drepturile de televizare pentru viitoarea ediție de campionat, nu pentru a rezolva problemele curente ale acestei perioade, ci pentru a mai acoperi din găurile lăsate în sezonul de primăvară, când echipa a supraviețuit mai mult pe datorie, mai mult așteptând bani și jucătorii au avut atât Înțelegerea necesară pentru a-și continua activitatea, pentru că se știe foarte bine la ea și chiar dacă s-a întârziat cu banii, toată lumea și-a încasat bănuții până la ultimul leu, fie și cu întârziere de câteva luni bune, dar nimeni nu a rămas la nimeni dator și până la urmă rămâne faptul că echipa Eșeană a devenit ușor-ușor o stare de spirit. Și a devenit o frumoasă familie în care eu personal înclin să cred tot mai mult. Și de ce nu mă gândesc la viitoare ediție de campionat că Poldenica Iași poate alături și de FC Botoșani ca să întregim tabloul, întregim tabloul Moldava al campionatului Ligii 1. Se vor constitui între formațiile aspirante din nou la o poziție în play campionatului național. Pentru că am fost în nenumărate rânduri catalogați, mai ales de către cei despre care vorbeai că au tulburat apele pe aici pe la începutul sezonului și n-aș vrea. Deci aș vrea chiar ca asta să fie ultima ediție de, de contraatac în care noi să vorbim despre ei. I-am fost catalogați drept jurnaliștii lui Ambrosie. Atât eu, cât și tu, cât mai existau vreo câțiva. Așa, aș Aş vrea S să... Suntem să... important să știi, dacă am fost catalogați așa. Eu am încercat să-i încurcăm, pentru că îi încurcau, de fapt, pe alții. Sunt totalmente de acord, n-am niciun fel de problemă. Pot să fiu numită jurnalist oricui, atât timp cât sunt numită jurnalistul unui om care încearcă să facă ceva pentru echipa asta. Uh, și voi fi jurnalistul acelui Și o face de o manieră elegantă, target, pentru, exact, de bun, exact, bun simț. că nu poți să nu Și cu sufletul o face. Dacă faci un lucru. Uh, aș vrea să dau citire unui editorial care mi-a plăcut foarte tare azi dimineața, să nu spună lumea că facem numai noi laudațiu aici, uh, pentru că s-a mai întâmplat și au mai spus unii că vai de mine, de-abia așteaptă ediția de astăzi să vadă ce laudație mai facem. Uh, Sperăm să vă satisfacem, dragi telespectatori, curiozitatea și totodată dorința de a afla această, acest laudațiu. Și voi da citire editorialului din această dimineață, sau mai exact de astă noapte. E publicat la 0000, azi dimineață, astă noapte, după partida de la Chiajna. Nu de agentul 000. <sus> nu, 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 de către colegul nostru Dragoș Gașpar care editorial se intitulează în felul următor Tot ce își dorește Flaviu Stoican pentru a continua la Iași. Parcursul mult prea zbuciumat al trupei lui Flaviu Stoican în actualul sezon nu își schimbă mai deloc caracteristicile nici când s-a ajuns în săptămâna ultimului meci cel care se va desfășura în copou cu Fece Botoșani. Jucătorii nu fusese aduși cu salariile la zi nici vineri, așa cum li s-a promis, lucru care probabil va conta pe linia dreaptă în care, pe linia dreaptă în care va intra în privința alcătuirii lotului pentru sezonul viitor. Dar înainte de a stabili cine pleacă și cine rămâne, trebuie luată o hotărâre în privința viitorului antrenor, deoarece lui Stoican îi expiră luna viitoare contractul cu CSM Politehnica Iași. Negocierile pentru semnarea unui unei noi înțelegeri se poartă de câteva luni. Se pare că totul se îndreaptă spre continuitatea muncii începute acum doi ani, dar agitația din ultimele săptămâni a mai schimbat datele problemei. Antrenorul s-a declarat încântat peste măsură de tot ceea ce a găsit la Iași la capătul campionatului trecut, când a obținut o nescontată calificare în play-off, însă nefericită asocierea grupării din Copou cu Horia Sabo și toate problemele rezultate în actualul sezon l-au determinat să rupă cecul în alb pe care se pregătea să îl semneze. Vezi că nu numai noi vorbim despre Horia Sabo încă, <laughs> mai sunt și alții, mai sunt și alți colegi de-ai noștri. Stoican a pus pe masă o serie de dorințe pentru a rămâne la Iași nu a pus în niciun moment problema salariului său nu a cerut nimic care să-l privească doar pe el, ci a solicitat ca echipa să beneficieze de câteva condiții normale pentru un club de Liga 1 ce își dorește performanță antrenorul își dorește să poată relua totul de unde s-a încheiat sezonul trecut actualul fiind tratat pe deplin mai precis, nici nu concepe să mai lucreze la Iași pentru altceva decât calificarea în play-off prezență dublă de calificarea în cupele europene, exact ce și-a dorit și pentru al doilea an al său în dealul copoului. Trei sunt la număr dorințele principale exprimate de către Stoican. Una dintre ele se referă la siguranța financiară. Niciodată Stoican nu a, vrut mulți bani, nu a avut mulți bani la dispoziție. A arătat că se poate descurca și cu un lot cu o medie salarială sub nivelul ligii întâi, respectiv în sezonul anterior, dar ar vrea ca fotbaliștii săi să-și primească la timp drepturile cuvenite. Antrenorul știe foarte bine cum să-și motiveze jucătorii, dar pentru asta trebuie, ca și ce de cealaltă parte, să găsească deschiderea necesară, nu nemulțumiri, grimase și aluzii interminabile legate de bani. De când a venit la Iași, l-am văzut preocupat pe Stoican de calitatea terenului de joc. Mereu a spus că ar vrea terenuri bune și pentru antrenament, dar acum chiar și le-ar dori. N-ar mai vrea să audă de la jucători că îi tot spun că ei n-au mai văzut terenuri înghețate, acoperite cu zăpadă sau cu noroi după anotimp. El le cere maximum și la antrenamente, dar cât să le mai ceară, de, de exemplu, portarilor când îi vede plin de răni, zgârieturi și vânătăi din cauza terenului de antrenament. Sigur că pentru a obține calificarea în Cupele Europene are nevoie de un lot pe măsură, așa că Stoican și-ar dori 4-5 jucători valoroși, fotbaliști pe care să îi poată integra cât mai repede în echipă. Acesta, acestea ar fi, pe scurt, uh, expuse principalele dorințe ale antrenorului de la CSM Politehnica Iași. Cred că nu își dorește să se despartă de Iași, dar nici nu cred că va fi dispus să mai petreacă măcar încă un sezon în incertitudinea care l-a guvernat pe actualul. Flavius Stoican a avut un parcurs ireproșabil în primul an la Iași, dar în acest sezon n-a mai reușit să țină vestiarul atât de unit. N-am prea văzut ca băieții să-i să, să alcătuiască acea adevărată echipă care ne-a campionatul trecut, despre care vorbea o țară întreagă, despre fotbalul frumos practicat la Iași, nu doar despre atitudinea și dăruirea care i-au adus nesperata calificare în play-off. Sunt convins că Flaviu Stoican știe unde a greșit, iar tot ceea ce își dorește pentru a rămâne la Iași ar trebui să-i fie pus la dispoziție viitorului antrenor, indiferent de numele său. De astăzi începe însă runda finală de discuții la capătul căreia, preferabil săptămâna aceasta, vom afla dacă Flaviu Stoican va continua sau nu în copul cei care îi pot oferi sau nu garanții în privința celor solicitate trebuie să evalueze cu obiectivitate și pricepere tot ceea ce a făcut antrenorul pentru CSM Politehnica Iași, dar să nu uite nicio clipă să raporteze totul la condițiile de care a beneficiat. Eu nu pot să spun decât jos păleria Dragoș Gașpar pentru acest editorial, scris uh, cu cât se poate de multă responsabilitate, obiectivitate și uh, cu cât se poate de mult atașament față de tot ceea ce înseamnă performanța Politehnicii Iași până la urmă, pentru că despre asta discutăm discutăm despre un om neapărat, un om foarte greu încercat în acest sezon și cu tot riscul ca oricine să spună orice, eu trebuie să o spun încă o dată de aici. A fost foarte greu încercat, a trecut prin foarte multe, a dat dovadă de spirit de luptător, nu a renunțat nicio clipă și pentru asta cred că ar trebui să îi mulțumim cumva pentru că a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru a duce la bun sfârșit și pentru a scoate la liman această echipă. Nu știu, aștept și părerea ta. Da, eu am sesizat în acest editorial semnat de colegul nostru de Breaslă, Dragoș Gașpar, permanent raportarea la condițiile financiare de care a beneficiat Poltenica și la în general la situația unei formații mici, pentru că până la urmă Politehnica Iași, în ciuda tradiției pe care o are în fotbalul românesc, este o echipă de provincie, o echipă care nu a avut performanțe deosebite și este, sau era destul de complicat să obțină mai mult decât a realizat în sezonul anterior, spre exemplu, acea calificare istorică în play-off-ul adică locul al șaselea în campionatul național. Și am tot mai mult senzația că aceste realizări au putut fi obținute doar de niște oameni care, să zic, au crezut mai mult decât poate ar fi trebuit în calitățile unor jucători, într-o condiție a unei echipe mici, în lipsa uneori a condițiilor materiale și financiare și care pur și simplu au încercat să ignore neajunsurile unei formații provinciale și să se gândească doar la exclusiv la ceea ce ce au de făcut. Adică să se pregătească cât mai bine și să evolueze pe măsură, iar în destule ocazii această formație a reușit să și depășească auto obiectivul, să se autodepășească prin evoluțiile pe care le-a avut și pe care le-a remarcat foarte bine Dragos Gaspar în precedenta ediție de campionat, pentru că ne duce aminte foarte bine. Publicul și nu vine atunci când echipa nu joacă un fotbal de calitate, iar în sezonul anterior poltenica aia și-a reușit în destule rânduri, să populeze destul de consistent tribunele stadionului Vila Alexandrescu. Sperăm ca acest nebun frumos al fotbalului românesc Flaviu Stoican să dea curs propunerii Comitetului Director al Politehnicii Iași și să mai încerce încă o dată să-și atingă obiectivul, să facă dovada caracterului său extraordinar și să încerce să depășească absolut orice barieră în ceea ce privește performanța. Pentru că deja obiectivul său și performanța pe care ar fi putut să o realizeze la Cârma Poltenicea și a fost atinsă. Deja ce, ce ar mai putea realiza de acum înainte o eventuală calificare în competițiile europene reprezintă un bonus extraordinar, ci reprezintă un bonus pentru brandul numit Politehnica pe care clubul din Copou l-a recuperat în urmă cu câteva luni și un bonus pentru acești minunați suporteri fotbalului Eșean care nu odată au dovedit că înțeleg situația de la echipă, că susțin echipa atunci când aceasta are mai mare nevoie să fie susținută din toate punctele de vedere și nu în ultimul rând pentru oraș. Pentru Iași, pentru că până la urmă Iașul nu este un oraș oarecare al României, ci este un oraș cu o rezonanță deosebită, un centru cultural deosebit, un oraș încărcat de multă cultură și de istorie, un oraș care iubește fotbalul și care sperăm noi să le ofere minunaților săi suporteri satisfacții deosebite și încerc să mă opresc aici cu, cu supozițiile. Am fost prezent aseară atât pe partea de flash-interviuri cât și pe conferință de presă la Chiajna, acolo unde antrenorul Flaviu Stoican a fost întrebat despre posibilitatea de a continua cu gruparea ieșeană pentru al treilea an consecutiv, ceea ce l-ar face cel mai longeviv antrenor din Liga 1, bineînțeles după Gheorghe Hagi, pe care nu poate nimeni să-l înlăture că na, așa e când lucrezi pentru tine. Dar eu nu l-aș introduce, nici n-aș introduce Bine, o asemenea comparație. Logic asta e, adică da. am luat-o strict pe, pe, pe ani. Uh, și Flavius Stoican a spus în felul următor, îmi doresc ca eu să pot să am decizie totală asupra părții sportive nu în ideea, atenție, deci nu în ideea de a aduce fix ce jucători vrea el, ci în ideea de a-și da ok-ul okay uh, dacă lista de jucători care a fost propusă este bună sau nu. La asta se referea antrenorul Flaviu Stoican. nu vă gândiți că vrea să-l aducă pe Ronaldo sau Messi. Adică el ar vrea și noi am vrea să vină Messi, să vină Neymar, dar nu prea se poate. Știi că, na, asta este. Trebuie să ne raportăm la ceea ce avem. Uh, și își mai dorește atât, își dorește respect pentru jucătorii lui, deci exact ceea ce spunea colegul nostru Dragoș Gașpar, acest lucru s-a desprins și din conferința de presă a antrenorului Flaviu Stoican de aseară de la Chiajna, când din nou și-a asumat totul, când din nou a luat totul asupra sa și în loc poate să spună, domnule, am încercat să ofer credit unor jucători, dar aceștia m-au dezamăgit prin, prin modul în care au evoluat. A spus, nu, este vina mea, este vina mea pentru că uh, eu am vrut să, să ofer acest credit, dar nu că jucătorii n-ar fi avut evoluția, este pur și simplu vina mea și s-a oprit aici. Adică, uh, sincer, rar îți este dat să vezi, hai să, să ne aducem aminte de cazul Bratu, care îl jignea și îl denigra pe Dan Mistor la scenă deschisă, da? înainte de plecarea de la Dinamo. Uh, dică care își făcea praf jucătorii pe la FCSB. Sunt nenumărate cazuri. Vasile Miriuță, nihilist din start. Domnule, nu joacă, nu fac, nu dreg, nu... Întotdeauna Flaviu Stoican și-a încurajat jucătorii și a apărat. Și poate că aici a avut chiar el de pierdut. Aparent a avut de pierdut, dar în fel de a înțelege fotbalul, în mintea cunoscătorilor adevărați ai sportului rege a avut de câștigat. Pentru că a dat dovada unui caracter uriaș, a dat încă o dată dovada unui profesionalism desăvârșit, pentru că un antrenor adevărat niciodată nu-și desfințează jucătorii, ci încearcă să nu neapărat să le găsească circunstanțe atenuante după evoluții dezamăgitoare, ci pur și simplu încearcă să creeze o imagine cât se poate de realistă a situației. Pentru că nu putem scoate din context, spre exemplu, această înfrângere de la Chiajna în fața Concordii, fie și ultima clasată în Liga 1. Dar că cu salariile la zi, atenție, Concordia dar cu salariile. Chiajna, am la discutat zi. cu Alessandro Caparco, înainte de partidă, și mi-a explicat că acolo totul e roz. Uh, și în condițiile în care Vineri nu-și primiseră drepturile financiare Promise, în condițiile în care Miercuri avuseseră acele probleme de sănătate Din cauza unei toxi-infecții alimentare Adică toate ce, aceste probleme Care s-au uh, petrecut Săptămâna viitoare la echipă Nu pot fi eliminate din context Pentru că, până la urmă, fotbaliștii nu sunt niște roboți îi pui, îi muți de colo-colo și sunt ca un uh, joc de PlayStation, ca să spun așa. Și pur și simplu sunt niște oameni care mai sensibili, mai puțin sensibili, mai melancolici, unii cu tărie mai multă de caracter, alții cu mai puțină tărie de caracter. Și care, na, mă rog, până și la urmă. Care oricât de spartane ar fi, până la urmă, tot ce dez. Sunt afectat! E și final de sezon, s-a acumulat și foarte mult oboseală și foarte mult stres și accidentări și bă, probleme cu infrastructura și toate la oaltă, care trebuie să înțeleagă, noi nu încercăm să dăm vina pe nimeni aici, dar problema e că ar trebui cumva să se rezolve. Ce crezi că ar trebui să se întâmple? Eu cred că ar trebui, în primul rând, să se schimbe un pic mentalitatea, nu? Uh, să încercăm să rezolvăm mai repede niște probleme care, uh, pe care tot le târgănăm așa, le, le, ducem de pe la, nu știu, de pe la Marius Stan tot le ducem. Aceasta tot, a fost uh, o mare, o vechime tehnă a fotbalului eșa. Tot le ducem, știi? Că vorbeam aseară după meci despre istorie și tot spuneam, domnule, m-am săturat de istorie. Hai să încercăm să schimbăm ceva dacă istoria spune. Nu să, să stăm ca nu? Ui, nu să stăm ca Miorița să așteptăm sau ca în prostului să pice drobul de sare deasupra capului. Da. Din păcate, lucrurile la ea și dintotdeauna, sau mai bine spus, în fotbalul ăștia, lucrurile s-au mișcat mai complicat, mai greu, din toate punctele de vedere. Mi-aduc aminte că toate echipele, fie ele din Liga 1 sau în Liga 2, își făceau achiziții cu își încheiau campania de achiziții cu două săptămâni înaintea startului de sezon, Poltenica Iași își începea campania de achiziții în, în nu, în săptămâna, în cel mai fericit caz, în săptămâna debutului. În, săptămâna uh, patimilor. Da, da, da. <laughs> și atunci lucrurile s-au obișnuit, bani au fost bani, bani au fost condiții, bani a fost antrenori, bani a fost președinte, bani nu ce Dumnezeu s-a întâmplat. Lucrurile s-au perpetuat, s-a creat această obișnuită care nu este deloc uh, Favorabilă și eficientă pentru ceea ce se dorește În condițiile în care, repet, Poldenica aia Și nu a fost niciodată o, o mare echipă Ci doar o echipă care a avut respect față de adversari Și care a încercat să-și urmărească Și să-și croiască un drum Un drum propriu în fotbalul românesc Și care, ușor, ușor, începe să, să, să devină Ceea ce au nevoie să, să vadă la ea Și microbiștii din dealul copoului o echipă care să devină una respectată în campionatul EG&T, o echipă care ușor, ușor, fără să facă pași mari și pași mici, să încerce ușor, ușor să depășească anumite bariere legate de mentalitate și de performanță și ușor, ușor să ajungă acolo unde ne dorim noi. Noi ne-am dorit acea participare în a treia competiție europeană intercluburi. A fost acea dublă cu Hajduk Split de care o să-mi aduc aminte cât, uh, cât vreme am să trăiesc. Să conduci pe Haiduc Split cu 2 la 0 pe teren propriu la prima participare europeană după o jumătate de oră, nu o mai contează că am fost eliminați în meciul retur din Croația. Acel 2 la 0 a fost istorie în minutul 30. Cred că toată lumea o să-și aducă aminte cu plăcere despre acel, uh, acea jumătate de oră magică pentru sportul și magică pentru ea și superbă. Bine, până la urmă, cred că se poate schimba ceva, adică eu mi-aș dori să văd responsabilitate și mi-aș dori să văd asumare în, în, în rândul conducerii. Acum, pentru că timpul e foarte scurt, știi, de asta eu tot fac presiunile astea, că uh, timpul e foarte scurt, începe campionatul ăsta cel mai repede din toată istoria planetei, uh, pe 12 iulie să dă startul, să fluieră uh, startul următorului sezon, 2019-2020. Și trebuie să ne mișcăm repede, că nu mai avem timpul ăla. Știi că începea pe 25, chiar pe 1 august la un moment dat a mai început campionatul Ligii Acum Acum pe 12 iulie pf, e acolo. Dar să nu mai spunem că echipele din Cupile și încep foarte devreme parcursul exact. în aceste competiții din cauza coeficientului tot mai slab pe care România l are din cauza participărilor modeste din ultimii ani în competițiile continentale. Eu zic că lucrurile trebuie lămurite într-o săptămână, maxim două, dacă până la sfârșitul o săptămânii viitoare, deși este cam mult până la sfârșitul păi săptămânii viitoare. Începe vacanța, cu cine să mai, că și oamenii ăștia trebuie să-și reîncarce bateriile cumva, că până la urmă au muncit un sezon întreg. Uh, lucrurile, în primul rând, trebuie clarificate în privința a ceea ce se dorește de la viitoare ediție de campionat, pentru că dacă nu știi foarte bine ce vrei, este destul de complicat să-ți să propui pe parcurs, pentru că s-ar putea să nu mai ai toate pârghile la îndemână, respectiv jucătorii pe care îi invocă Flaviu Stoican și cu care speră el să ducă echipa între primele patru. Până la urmă s-ar putea să nu mai ai nici pe Flaviu Stoican, la adică dacă tot o așa. Noi sperăm ca președintele Adriana Brozie, împreună cu membrii comitetului director, altfel persoane cu experiență în, în fenomenul fotbalistic ieșean și nu numai, să aibă curajul să pună lucrurile la punct, să stabilească foarte clar ceea ce se poate în condițiile care pot fi oferite acestei echipe în momentul de față, pentru ca toată lumea să se apuce repejor de, de treabă, să se dea drumul, să înceapă, să fie căutat jucătorii de care boldenii care nevoie, pentru ca lucrurile, așa cum spuneai foarte bine acum câteva minute, să se miște natural și ca toată lumea să-și să cunoască atribuțiile și să-și intre în ritm chiar de la începutul perioadei de pregătire, pentru ca cele multe necunoscute din, din sezoanele precedente să nu mai existe și de această dată, iar în sfârșit această echipă să aibă organizarea de care are nevoie chiar de la început, din primul moment al relorii activității acest gând pozitiv, haide să încheiem ediția de astăzi, din păcate timpul a expirat, sperăm ca săptămâna următoare, când va fi următoarea ediție de Contratac să avem un rezultat pe masă și să fie rezultatul pozitiv uh, și să avem un sezon mult mai bun decât cel care a fost în sezonul următor, să ne întoarcem acolo în primele șase și de ce nu să fie și pe europene, să fie ce o putea să se întâmple, nu știu, că iarăși o să spună unii și alții că sunt prea optimistă dar dacă nu vă spuneți scopuri mărețe, niciodată nu o să puteți să le atingeți. Asta este. Am învățat și eu în timp. Da, trebuie să, să ne dorim mai mult, uneori chiar și pentru a realiza ceva mai puțin decât ne-am dori în primă fază și să dea domnul ca această echipă a Iașului, a Politehnica a Iași, Iașul fotbalistic să progreseze într-un timp scurt, să înțeleagă foarte repede ce are de făcut și să dea drumul foarte repejor la treabă pentru că treburile să evolueze în cel mai sportiv. Așa să fieți, mulțumim, dragă Liviu, pentru participarea la emisiunea de astăzi și sperăm să fie cu victorie în ultima etapă în fața celor de la Fece Botoșani. Nu pot să închei decât prin, că mi-am amintit acum, prin a spune ceea ce a spus la un moment dat un mare om de fotbal al Iașului, Toni Heleșteanu, care prezent aici în platoul contraatac a spus nu există echipă care să-și dorească alt obiectiv decât clasarea în play-off. Așa că dacă acesta a fost obiectiv obiectivul, înțelegeți și dumneavoastră de ce a fost acesta obiectivul, chiar dacă nu s-a realizat nu e nicio problemă, mergem mai departe pentru că doar uniți vom învinge sperăm în ultima etapă din actualul sezon de playout și în viitoarea ediție de campionat până atunci, însă până lunea viitoare când vă dau din nou întâlnire pentru contraatac, să auzim numai de bine în sportul ieșean și nu numai sunt Laura Cristiana cu vă doresc o săptămână exact așa cum vă doriți, rămâneți alături de IHTV Live La revedere!